Am onoarea să vă salut, dragii mei prieteni. Vă invit din nou în biblioteca mea cu cărți deștepte. Am în mână o carte pe care musai să o citiți. Aveți nevoie fiecare dintre dumneavoastră de cele ce se spun în această carte. Titlul cărții este S-au făcut greșeli, dar nu de către mine. Cartea este scrisă de Carol Tavris și Elliot Aronson. Uitați, așa arată coperta cărții. Citim de pe coperta 4 o mică descriere a acestei cărți. În această carte, renumiții psiholog social Carol Tavris și Elliot Aronson ne arată într-un mod convingător cum funcționează mecanismul de autojustificare al creierului. Atunci când greșim, trebuie să potolim disonanța cognitivă care afectează impresia bună pe care o avem despre noi înșine. Normal. Și astfel, creăm ficțiuni care ne absolvă de orice responsabilitate, refăcându-ne credința că suntem deștepți, morali și drepți, o credință ce ne menține de multe ori pe o cale prostească, imorală și nedreaptă. Așa este. Bazându-se pe zeci de ani de cercetare și scris într-un limbaj viu și accesibil, S-au făcut greșeli, dar nu de către mine, oferă explicație fascinantă a autoamăgirii, cum funcționează, relele pe care le poate produce și cum o putem depăși. Eu aș introduce această carte pe raftul gândirii raționale. Pentru că această carte chiar asta ne ajută. Cum să depășim părerile pe care le avem la un anumit moment. În momentul în care ți-ai format o părere, cu cât e aia mai bine rădăcinată, există riscul ca, intrând în contact cu alte informații care contrazic părerea inițială, să le dai deoparte, ca și cum nu ar fi informații corecte. Scepticii trebuie să pună la îndoială, scepticii au nevoie de dovezi, dar există riscul, e un risc serios, acela prin care, formându-ți deja o părere, să nu consideri ca fiind dovezi lucruri care le afli într-o etapă ulterioară. Dar haideți să vă citesc din introducerea cărții. Cartea este, cum să vă zic, excelentă la citit, aproape că se citește ca un roman. Sunt lucruri și, cum să vă zic eu, pline de umor aici, în această carte. Și citesc din partea introductivă a cărții. Nimeni nu poate trăi fără să facă gafe, dar avem capacitatea să spunem, asta nu merge, nu are nicio noimă. A greși este omenește, dar oamenii au de ales între a mușamaliza și a-și asuma vina. Alegerea pe care o facem este esențială atunci când vine vorba despre ceea ce facem după aceea. Ni se spune tot timpul că trebuie să învățăm din propriile greșeli, dar cum putem învăța din propriile greșeli dacă nu recunoaștem mai înainte de toate că am făcut o greșeală? Pentru a face asta trebuie să recunoaștem cântecul de sirenă al autojustificării. În capitolul care urmează vom discuta despre disonanța cognitivă, mecanismul psihologic constitutiv care creează autojustificare și ne protejează certitudinile, stima față de sine și afiliațiile tribale. În capitolele următoare vom discuta mai pe larg despre consecințele dăunătoare ale autojustificării, modul în care exacerbează prejudecățile și corupția, cum distorsionează memoria, transformă încrederea profesională în aroganță, generează vrajbe și rupturi între oameni. Vestea bună este că, dacă înțelegem mecanismul de funcționare, putem învinge această predispoziție. De asemenea, în ultimul capitol vom face un pas înapoi pentru a vedea ce soluții apar pentru noi înșine, ca indivizi, pentru relațiile noastre și pentru societate. Înțelegerea este primul pas către găsirea soluțiilor care pot duce la schimbare și răscumpărare.
De aceea am scris această carte. Primul capitol, așa cum se spune și în introducere sau în prefață, chiar titlul ăsta poartă disonanța cognitivă, motorul autojustificării. Și ca motouri ale acestui capitol sunt niște citate din niște comunicate de presă, foarte interesante. Comunicat de presă 1 noiembrie 1993. Nu am greșit atunci când am scris în comunicatele precedente că New York o să fie distrus la 4 septembrie și la 14 octombrie 1993. Nu am făcut nicio greșeală, nici măcar una mică de tot. Se citează din comunicatul acesta din 1 noiembrie. Comunicat de presă, 4 aprilie 1994. Toate datele pe care le-am anunțat în comunicatele din trecut sunt corecte, așa cum au fost lăsate de Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Niciuna dintre datele acestea nu este greșită. Ezechiel spune că asediul orașului va dura 430 de zile în total, ceea ce ne duce exact la data de 2 mai 1994. Toată lumea a fost prevenită deja. Noi nu ne-am făcut decât datoria. Noi suntem singurii din întreaga lume care îndrumăm oamenii spre siguranță și mântuire. S-a dovedit că avem o acuratețe 100%. Să vedem dacă găsim și de unde este luat acest comunicat. O secundă. Declarație de presă făcută de Neil Chess, reprezentantul grupului religios Bahai, înființat de La La La. Deci a fost un comunicat al grupului religios Bahai. Da, este greu să recunoaștem greșelile. Și pentru a le îndrepta, primul pas este tocmai recunoașterea lor. Este o carte foarte importantă pentru oricare dintre dumneavoastră, dar mai ales pentru noi, cei care iubim rațiunea și separăm cu ajutorul scepticismului bobul de neghină, năzbâtia de informație corectă. Cartea a apărut la editura Herald, o găsiți în librării și nu trebuie, subliniez, nu trebuie să lipsească din biblioteca dumneavoastră.